Stimați colegi, bună ziua! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Avem mai multe subiecte acumulate sau propuse pentru agenda ședinței de astăzi. Înainte de a începe examinarea subiectelor incluse pe ordinea de zi, vreau să vă anunț, după cum și mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, cred că toți, care sunteți membri ai Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, că astăzi am desfășurat o ședință a acestei comisii, am examinat evoluția situației pandemice în Republica Moldova. Este o evoluție în continuare îngrijorătoare, numărul cazurilor crește și, din păcate, această dinamică sau trend ascendent repetă ceea ce se întâmplă și la vecini, și în Europa, și în general în lume, unde continuă reînnoirea antirecordurilor la numărul de cazuri. Am analizat cu dumneavoastră efectul acelor măsuri de adaptare sau de relaxare asupra evoluției pandemiei. Din păcate, constatăm că acele relaxări de restricții au avut ca efect imediat creșterea numărului de cazuri. Nu toate instituțiile, nu toți agenții economici din sectoare diferite respectă acele reguli sanitare epidemiologice. Am analizat cu dumneavoastră care anume sau unde anume este cel mai înalt grad de nerespectare acestor reguli. Din informația prezentată de colegii de la NSP, Ministerul Afacerilor Interne, o situație alarmantă avem în privința locurilor de agrement și în special este vorba de piscine, bazine, unde avem o aglomerație mare de cetățeni, unde nu se respectă regulile date și unde este focar de răspândire a acestei pandemii. Din păcate, reieșind din situația creată și constatând faptul că nu se respectă aceste reguli, Ministerul Sănătății a venit cu propunerea de a sista activitatea bazinelor, piscinelor, pe perioada stării de urgență, pentru a minimiza riscul contaminării. În aceste condiții, astăzi, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a emis decizia de a sista activitatea bazinelor, piscinelor. Astăzi va fi publicată această decizie, deci începând cu 1 august, din ziua de mâine, activitatea respectivă este sistată. Rog colegii, în primul rând, Ministerul Afacerilor Interne, colegii de la ANSP, alte instituții, asigurați executarea acestei decizii a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Vă rog, preîntâmpinați proprietarii de acestor unități comerciale să se conformeze, anunțați-i dinainte și vă rog, asigurați îndeplinirea acestei decizii a Comisiei Naționale. De asemenea, fac apel către proprietarii, administratorii și altor instituții de divertisment, în primul rând, sau altor unități comerciale, rugămintea și apelul este să asigurați respectarea acestor reguli sanitare epidemiologice. În caz contrar, din păcate, comisia va trebui să vină și în alte sectoare cu restricții de acest gen. Aceasta este anunțul înainte de ședința Guvernului. Și următorul element este legat de situația în agricultură. Noi astăzi, în ședința de guvern, vom aproba regulamentul de acordare a suportului financiar de acoperire parțială a pierderilor cauzate de secetă și grindină pentru mai mulți agenți economici din Republica Moldova. După cum am remarcat câteva zile în urmă, la această etapă, guvernul va aloca 200 de milioane de lei pentru a acoperi parțial pierderile cauzate de secetă, grindină pentru acei agenți economici care au avut de suferit în urma însămânțării terenurilor din toamnă cu cereale de prima grupă. Vorbim de grâu, orz, rapiță, deci anume cele care au fost afectate în măsură mai mare de 60%. Deci aceste 200 de milioane de lei vor fi repartizate
pe parcursul lunii august, să sperăm că va fi suficient luna august, pentru a acorda suport agricultorilor. Acest regulament va fi discutat și aprobat astăzi în ședință de guvern. Rog Ministerul Afacerilor în Agricultură, Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor, dar și colegii din autoritățile publice locale, la secțiile agricole mă refer, deci să asigurați implementarea sau în practică acestui regulament ca aceste mijloace financiare să ajungă la agricultori cât mai rapid posibil. Acestea fiind spuse, stimați colegi, propun să procedem la examinarea subiectelor introduse pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Și primul subiect cu privire la cadre, rog pe domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, domnul Oleg Țulea, să prezinte raportul, vă rog, proiectul, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în conformitate cu prevederea articolului 10, alineatul 6 din legea numărul 761 din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene propune rechemarea domnului Vasile Bumacov din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Japonia și prin cumul în Republica Coreea, înaintând președintele Republicii Moldova proiectul de decret în acest sens. Rog susținerea adoptării hotărârii menționate. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog, expuneți. Dacă nu sunt, vreau în numele Guvernului Republicii Moldova să-i mulțumesc domnului ambasador Vasile Bumacov pentru activitatea desfășurată în misiunea în Japonia și să-i dorim succes mai departe. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul raportor la capitolul cadre, domnul ministru al afacerilor interne, Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în conformitate cu prevederile articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017, cu privire la guvern și articolul 6, alineatul 3, din legea numărul 199, din 2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, propun numirea domnului Lebedinski Cornel Mihai în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne. Domnul Cornel Lebedinski, jurist de profesie, a absolvit Universitatea de Stat din Republica Moldova, anterior și-a îndeplinit serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne peste 15 ani, timp în care a deținut diverse funcții ale corpului de ofițer mediu și superior de comandă. De asemenea, dumnealui în anul 2006 a absolvit Academia Internațională de Aplicare a Legii din Budapesta și la moment este membrul supleant al Colegiului Disciplinar al Judecătorilor al Consiliului Suprem al Magistraturii, astfel încât considerăm că experiența de care dispune îi va permite realizarea cu succes a atribuțiilor încredințate. Rog susținerea Guvernului pentru numirea în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne a candidaturii sus pronunțate. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări legate de candidatura domnului Cornel Lebedinski. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm candidatura domnului Cornel Lebedinski în funcție de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne din data de 3 august 2020. Aprobat, vă mulțumesc, îl felicităm pe domnul Cornel Lebedinski și dorim succes în activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Următorul raportor la capitolul cadre, doamna secretar general al Guvernului, Liliana Iacone, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul prevederilor articolului 59 din Codul cu privire la știință și inovare, prevederilor articolului 7 din legea cu privire la guvern, prevederilor din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru cercetare și dezvoltare se propune numirea doamnei Olga Tagadiuc în funcția de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare pe un termen de 4 ani din data de 3 august 2020. Doamna Olga Tagadiuc este înaintată pentru numirea în funcție de director general ca urmare a promovării concursului de ocupare a funcției de demnitate publică. Rog aprobarea doamnei. Mulțumesc, doamna secretar general al Guvernului, stimați colegi. Doamna Olga Tagadiuc a promovat concurs organizat pentru ocuparea funcției de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Dacă sunt careva întrebări, opinii, vă rog să vă expuneți. Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc, îi dorim succes doamnei Olga Tagadiuc în activitatea ca director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Următoarea candidatură, continuați, vă rog, doamna secretar general al Guvernului. Mulțumesc. În temeiul articolului 7 din legea cu privire la guvern, articolului 7 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Vitalie Valcov din funcția de director general al Biroului Național de Statistică din data de 4 septembrie 2020 ca urmare a expirării mandatului. Vă mulțumesc, stimați colegi, dacă sunt întrebări referitor la acest proiect, vă rog să-mi dați de știre. Dacă nu sunt întrebări, permiteți-mi din numele Guvernului să-i mulțumesc domnului director Vitalie Valcov pentru activitatea în cadrul Biroului Național de Statistică, activitate în perioadă lungă și o activitate de succes. Vă mulțumim, domnul Valcov. Continuați, vă rog, doamna Econi. Mulțumesc. În temeiul articolului 8, alineatele 1 și 2 din legea cu privire la statistica oficială, în conformitate cu prevederile articolului 6, alineatul 4 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea domnului Oleg Cara în funcția de director general al Biroului Național de Statistică pe un termen de 5 ani din data de 7 septembrie 2020. Este de menționat că domnul Oleg Cara este înaintat pentru numirea în funcție de director general, urmare a promovării concursului pentru ocuparea funcției respective. Rog aprobarea candidaturii. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă secretar general, stimați colegi. Domnul Oleg Cara a promovat concursul organizat cu ceva timp în urmă și respectiv este propus la funcția de director general al Biroului Național de Statistică pe un termen de 5 ani. Vă rog, dacă sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări. În aceste condiții, în primul rând, vreau să vă rog să aprobăm propunerea precedentă de eliberare domnului Valcov, că nu am votat-o. Aprobat, mulțumesc. Și respectiv, propunerea de numire a domnului Cara în funcție de director general al BNS, vă rog. Aprobat, vă mulțumesc, că îi dorim succes domnului Oleg Cara în funcție de director general al Biroului Național de Statistică. Stimați colegi, cu aceasta subiectul cu privire la cadre a fost epuizat. Trecem la subiectul numărul 2. Vreau să rog pe doamna ministru Viorica Dumbrăveanu să prezinte proiectul. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului privind salarizarea angajaților instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin hotărârea Guvernului 837. Proiectul în cauză este elaborat în contextul desfășurării acțiunilor dedicate anului lucrătorului medical, declarat prin decretul președintelui Republicii Moldova. Totodată se încadrează în planul de acțiune al Guvernului în contextul realizării obiectivului îmbunătățirea condițiilor de muncă și motivarea corespunzătoare a angajaților din sistemul de sănătate. Scopul de bază al proiectului constă în majorarea cu 30% a mărimii salariilor de funcție al personalului medical, medici, personal medical mediu, personal medical inferior,
din instituțiile medicale încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și a salariilor de funcție a bioinginerilor medicali, șoferilor ambulanțelor din cadrul serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească și șoferilor autosanitarilor din serviciu Aviasan. Cheltuielile necesare pentru majorarea salariilor sunt estimate pentru anul 2020 la circa 362 milioane lei, de care vor beneficia ca rezultat al acestor majorări circa 42.900 de persoane care ocupă funcțiile corespunzătoare enunțate mai sus. Reșind din cele menționate, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect care prevede majorarea salariilor în sistemul medical, începând cu 1 septembrie, cu 30%, vă amintiți, în acel proiect pentru care guvernul și-a angajat răspunderea, noi am alocat banii necesari pentru această măsură. Ministerul propune regulamentul privind salarizarea. Dacă nu sunt întrebări, vreau să vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc, rog colegii, Ministerul Sănătății, instituțiile să asigure calculele respective, astfel încât deja pentru luna, începând cu luna septembrie, medicii, personalul medical să beneficieze de această majorare de salarii. Următorul subiect, numărul 3, domnul ministru Serghei Raelan, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii comunicațiilor electronice numărul 241. Proiectul de lege are drept ca scop garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al traficului în furnizarea de servicii de acces la internet și a drepturilor conexie ale utilizatorilor finali. În contextul asigurării neutralității internetului în Republica Moldova, proiectul de lege prevede stabilirea dreptului și obligațiilor furnizorilor de servicii de acces la internet privind garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al traficului în furnizarea de servicii de acces la internet, precum și a calității acestor servicii, stabilirea dreptului utilizatorilor finali de a accesa și a distribui informații și conținut, de a utiliza și de a pune la dispoziție aplicații și servicii și de a folosi echipamente terminale la alegere, indiferent de locația utilizatorului final sau a furnizorilor, ori de locația, originea, ori de destinația informațiilor, conținutului, aplicațiilor sau a serviciilor prin intermediul serviciului lor de acces la internet. Dreptul autorității de reglementare de a impune unor furnizori de rețele sau și servicii de comunicații electronice accesibile publicului unele cerințe privind calitatea serviciilor și alte măsuri adecvate și necesare pentru a promova disponibilitatea neîntreruptă și fără discriminare a serviciilor de acces la internet. Obligația autorității de reglementare de a publica pe pagina web rapoarte anuale cu privire la monitorizarea calității serviciilor de acces la internet și constatările lor. Punerea în aplicare a prevederilor de lege nu implică suportarea costurilor suplimentare de către furnizorii de rețele și sau servicii comunicațiilor electronice accesibile publicului, ci doar disciplinarea acestor furnizori în relațiile cu utilizatorii finali și autoritatea de reglementare, excluzând posibile încălcări ale prevederilor contractelor încheiate cu utilizatorii finali, precum și prevederilor licențelor și sau condițiilor regimului de autorizare generală în ceea ce privește parametrii de calitate ai serviciilor de acces la internet prestate. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn ministru, stimați colegi, și vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul prezentat de domnul ministru Raelan. Domnul ministru, odată cu aprobarea acestui proiect, sunt, să zicem, riscuri sau premize pentru a, zic așa, înăspri reglementarea acestor activități sau alte impedimente în dezvoltarea pieței, ca să fie clar? Nu, domnul ministru, în cazul ăsta noi transpunem directivele Comunității Europene
Și într-o acest caz, toți jucătorii și toți prestatorii de servicii sunt în drepturi egale și nu vor fi discriminați de către rețele sau alți furnizori de internet. Doar aplicăm, armonizăm legea noastră cu cea europeană. Mulțumesc. Analiza impactului de reglementare sau nu a fost necesară, vreau să știu aici. Nu a fost necesară această analiză. Mulțumesc, fiindcă suntem la acest capitol, reglementări pe piața comunicațiilor electronice, IT. Eu vreau să-l rog pe domnul viceprim-ministru, ministrul al finanțelor, domnul Pușcuță, o succintă informație. Noi avem deja o perioadă, cred că mai mult de 3 luni, de când am făcut modificări în codul fiscal privind unele aspecte de impozitare a activității giganților electronici IT pe piața Republicii Moldova. Vă amintiți atunci când am venit cu această propunere, am auzit mai multe scenarii apocaliptice, că vom fi izolați de IT, vom compromite activitatea companiilor respective. Dacă aveți primele date despre, inclusiv sub aspect bugetar, al implementării acestor prevederi. Vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, situația la zi în partea ținii de înregistrare în Republica Moldova ca plătitori de impozite a companiilor transnaționale pe prestări servicii în domeniul IT este următoarea. Deci avem înregistrați ca plătitori de impozite în Republica Moldova 32 de companii. Deci și pentru trimestrul 2020, acesta este primul trimestru de raportare, calculare și achitare a taxei pe valoare adăugată aferent serviciilor prestate pe teritoriul Republicii Moldova, au fost depuse declarații de majoritatea absolută din cei 32 de agenți economici, 9 depuse declarații, 6 companii cu care la moment se lucrează individual pentru a soluționa chestiunea privind depunerea acestor declarații. Suma calculată în total este 9 milioane 14.000 lei, achitat la buget la ziua de astăzi este de 8 milioane 707.000 lei. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă amintesc, de la 1 aprilie a intrat în vigoare obligativitatea înregistrării în Republica Moldova celor companii mari transnaționale, nu o să le dau nume, dar noi le cunoaștem toate, deci și respectiv ei au început să achite impozite și în Republica Moldova, iar acele scenarii pe care unii experți le propagau, bineînțeles, nu s-au adeverit. Și activitatea respectivă este pe teritoriul Republicii Moldova este în totală concordanță cu practicile internaționale în acest domeniu. Stimați colegi, propun să aprobăm proiectul prezentat de domnul Serghei Raia. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect numărul 4, vă rog continuați, domnul ministru. Mulțumesc. Stimate domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării amendamentului numărul 3 la contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la 23 noiembrie 2010. Amendamentul numărul 3 la contractul de finanțare semnat între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în valoare totală de 75 milioane euro are ca drept scop extinderea datei finale de disponibilitate a mijloacelor financiare acordate în baza prezentului contract de finanțare. În vederea facilitării disponibilității mijloacelor financiare necesare pentru a finanța lucrările de reabilitare, serviciile de consultanță în supervizarea lucrărilor și implementarea proiectului, pe parcursul duratei de execuție a lucrărilor, a perioadei de notificare a defecțiunilor și a perioadei de prestare a serviciilor de consultanță, a fost solicitată extinderea datei finale de disponibilitate a creditului, fiind acceptată de Banca Europeană de Investiții până la data de 30 noiembrie 2021. Amendamentul numărul 3 a fost elaborat de către Banca Europeană de Investiții pentru modificarea prevederilor contractului de finanțare, care se referă la data finală de disponibilitate și respectiv la marja stabilită pentru tranșele debursărilor din credit și alte aspecte financiare aferente extinderii perioadei de valabilitate a creditului. În acest context, rog aprobarea proiectului de hotărâre.
Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări. Noi vorbim de drumul... Chișinău-Ungheni, domnul prim-ministru. Deci, porțiunea de la Călăraș, unde este finalitatea de 99%, și porțiunea de la Strășeni, până la intrarea în Chișinău, unde avem 84% finalitatea contractului. Deci vorbim de mult pătimitul drum Chișinău-Ungheni, care de mult trebuia să fie finalizat. Deci el fizic urmează anul acesta să fie finalizată construcția, dar pentru că este necesar ulterior unele proceduri financiare de executat, se propune inițierea acestui semnării negocieri și semnării acestui amendament la contract. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 5, domnul ministru Ion Perju, vă rog. Vă mulțumesc. Mulțumate, domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Prezint atenție dumneavoastră pentru aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea hotărârii de guvern numărul 150 din 2010 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Moldsilva, a structurii și a efectivului limită al aparatului central al acesteia. Condițiile actuale de organizare și efectivul limit al aparatului central al Agenției Moldsilva au impus necesitatea consolidării instituționale ale acesteia în scopul unei administrări mai eficiente și durabile a Fondului Forestier de Stat și a Fondului Cinegetic Național, asigurând astfel implementarea politicilor naționale în domeniile încredințate și realizarea protecției, pazii pădurilor și a faunei, menținerea și conservării biodiversității Republicii Moldova. Astfel, modificările propuse în proiect urmăresc remodelarea structurii și funcțiilor aparatului central și sporirea eficienței organizatorice, racordarea structurii modificate la obiectivele principalelor documente strategice ale statului și implementarea politicilor sectoriale care au tangență directă cu domeniile încredințate în gestiune, adică cu sectorul silvic, și crearea unui sistem eficient și durabil de interacțiune a condițiilor de formulare a propunerilor în procesul de elaborare a documentelor de politice în domeniile silvicultură și cinegetic. Executarea cadrului normativ existent pentru realizarea eficace a obiectivelor, funcțiilor și atribuțiilor încredințate. Atribuirea clară a responsabilităților funcționale agenției și distribuirea domeniilor de competență silvotehnic, cinegetic, economico-financiar și de gestiune a patrimoniului în noile subdiviziuni, formulate în structura aparatului central, cu siguranță că vor conduce la optimizarea instituțională și funcțională a autorității administrației publice pentru silvicultură cinegetică și la instituirea unui sistem modern și eficient în administrarea fondului forestier. Proiectul a fost examinat și avizat de către ministerii și instituțiile abilitate și în acest context solicit susținerea dumneavoastră pentru aprobare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi! Vă rog, dacă sunt careva întrebări referitor la proiectul prezentat, să vă expuneți. Nu sunt doritori. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 6. Continuați, vă rog, domnul ministru. Vă mulțumesc. Stimați domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, atenție, dumneavoastră se propune proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, elaborat în temeiul articolelor și legii 209 din 2016 privind deșeurile și obligațiilor stabilite de acordul de asociere în vederea transpunerii directivei Parlamentului European 9462/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje și a deciziei Comisiei Europene 97 din 28 ianuarie 97 privind stabilirea sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje. Scopul proiectului constă în îmbunătățirea performanței de protecție a mediului și sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării de gestionare a deșeurilor de ambalaje și crearea mecanismelor de gestionare a acestora. Principalele prevederi a proiectului se aplică tuturor tipurilor de ambalaje plasate pe piața Republicii Moldova, indiferent de materialul din care a fost realizat și modul de generare, stabilește măsurile destinate prevenirii producerii și deșeurilor de ambalaje și reciclării sau altor forme de recuperare a deșeurilor de ambalaje, stabilește obiectivele naționale privind colectarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor care urmează a fi atinse până în anul 2029, în dependență de tipul de ambalaje produs.
prevede la fel obligativitatea aplicației principiului de responsabilitate extinsă a producătorului, așa numitul REP, de către producătorii de ambalaje, fie individual, fie prin sisteme colective, în vederea atingerii obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeului. La fel, reglementează raportarea către Agenția de Mediu prin intermediul sistemului informațional automatizat managementul deșeurilor a îndeplinirii obiectivelor anuale de către producătorii care își îndeplinesc responsabilitățile individual sau prin intermediul sistemului colectiv. Astfel, perioada de tranziție va fi disponibilă pentru a fortifica cadrul normativ și metodologic necesar punerii în aplicare a principiului REP prin mecanisme financiare de restituire a plăților în conformitate cu țintele atinse, dar care sunt prevăzute în cadrul unui nou act dezvoltat de către Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Proiectul a fost avizat de către ministerii și instituțiile abilitate. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, am discutat acest proiect preventiv. Dacă la momentul actual au apărut careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt. În aceste condiții, rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 7, vă rog continuați, domnul ministru. Da, vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, atenția dumneavoastră se prezintă proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundații, elaborat în vederea punerii în aplicare prevederilor legii apelor și realizării obligațiilor stabilite și în acordul de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană. Documentul prezintă o analiză complexă a fenomenului de inundații pe teritoriul țării, evaluarea construcțiilor hidrotehnice, în special a digurilor de protecție și identificarea zonelor de risc sporit de inundații. Urmare a analizei și evaluărilor făcute au fost elaborate planurile de măsuri pe un termen de 6 ani, 2020-2025, care stabilesc acțiunile prioritare ce vor contribui la reducerea și prevenirea riscului de inundații, creșterea rezilienței populației la inundațiile de risc, precum și la creșterea capacităților instituționale, autorităților publice, centrale și locale. Planurile de gestionare a riscurilor de inundații sunt elaborate pentru ambele direcții hidrografice. Este vorba de Nistru și Dunăre, Prut și Marea Neagră, care cuprind hărți de hazard și de risc de inundații. În procesul de consultări publice au fost implicate toate autoritățile de resort cu luarea în considerare a tuturor propunerilor și recomandărilor pentru îmbunătățirea documentului, inclusiv recomandările Inspectoratului General pentru situații de urgență. Stimați colegi, inundațiile petrecute recent pe teritoriul Republicii Moldova au accentuat încă o dată în plus necesitatea existenței unor astfel de planuri ca instrumente administrative de gestionare situațiilor provocate de inundații și cu atât mai mult în realizarea măsurilor de prevenire a riscurilor de inundații. În acest context, solicit susținerea proiectului, cer spus. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Problema riscurilor legate de inundații persistă în Republica Moldova. Vă amintesc, cu câteva săptămâni în urmă am avut un pericol mare pe ambele râuri importante din Republica Moldova. Respectiv, ministerul vine cu acest plan de gestionare a riscului de inundații și dacă nu sunt întrebări sau careva intervenții, comentarii, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect numărul 8, domn ministru, continuați, vă rog. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului. Cu permisiunea dumneavoastră, eu voi prezenta ambele proiecte 8 și 9, întrucât se referă, sunt interconectate și se referă la același subiect. Se prezintă proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului întocmit prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea împrumutului proiectul modernizare tehnică și a echipamentului agricol și proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea celuiași proiect, modernizarea tehnică și echipamentului agricol. Acordul întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei a fost elaborat cu respectarea prevederilor legii 595 din 99 cu privire la tratatele internaționale ale Republicii Moldova, întocmit prin schimb de
scrisor și semnat pe 29 iunie curent la Chișinău de către Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, domnul Țule, și ambasadorul Japoniei la Chișinău. Iar acordul între Guvernul Republicii Moldova și JICA a fost elaborat în baza prevederilor legii numărul 419 din 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și reclintarea de stat și semnat la Tokyo pe 30 iunie curent de către Excelența sa, ambasadorul Republicii Moldova în Japonia și prin vicepreședintele JICA. Scopul comun al acordului este de a accesa creditul despre care s-a discutat nu o singură dată, este vorba de suma de aproximativ 18,6 milioane dolari SUA pentru o perioadă de 40 de ani, cu o rată fixă de 0,1% la procurare tehnică și echipamentului agricol. Proiectul urmează să fie implementat de către instituția publică Agenție pentru Dezvoltare și Modernizare Agriculturii, care a fost instituită recent prin hotărârea Guvernului 425 din anul curent, în contextul celor menționate, rog susținerea proiectelor, ambelor proiectelor menționate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, proiectul sub numărul 8 și numărul 9 ține de cooperarea financiară și de suportul financiar din partea Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională pentru realizarea proiectului Modernizarea Tehnicii și a Echipamentului Agricol. Este un proiect de succes pe care îl implementăm mai mulți ani cu suportul partenerilor din Japonia și se propune să extindem această cooperare, care este inclusiv în scopul modernizării agriculturii Republica Moldova. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm ambele proiecte. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 10, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern. Proiectul este elaborat în scopul implementării prevederilor legii 60 din 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Modificările propuse au ca scop comasarea contribuțiilor de asigurări sociale la nivel de angajator, ceea ce va permite realizarea poverii fiscale, repartizarea poverii fiscale între angajat și angajator. Această nouă abordare are drept scop simplificarea procedurilor de calcul și achitarea contribuțiilor, respective pentru angajator, fapt ce va contribui la simplificarea procedurilor și va avea impact direct asupra optimizării proceselor de administrare și control exercitate de către Serviciul Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale. În contextul celor expuse, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Nu văd doritor de a uita întrebări. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, vă rog continuați subiectul numărul 11. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului 1387 din 2007 pentru aprobarea programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Din start aduc la cunoștință că elaborarea acestui proiect este condiționată de situația epidemiologică din Republica Moldova, iar scopul acestui proiect este includerea urgențelor de sănătate publică în volumul serviciilor medicale acordate de către prestatorii de servicii medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Printre prevederile de bază, aș vrea ca să enunț, este vorba despre reglementarea urgențelor de sănătate publică, în special vorbim de supravegherea în condiții de autoizolare, tratamentul la domiciliu, prelevarea probelor biologice la domiciliu, solicitarea ambulanțelor atunci când sunt întrunite criteriile de spitalizare. Totodată, se reglementează efectuarea testelor biologice pentru detecția virusului SARS-CoV-2, inclusiv și pentru persoanele cu statut de neasigurate, determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 prin metoda ELISA, completarea cu câteva investigații de laborator pentru determinarea parametrilor imunologici,
care va da posibilitate de a evalua calitatea tratamentului care este realizat și acoperirea cheltuielilor de transport, tur-retur, pentru pacienții care sunt beneficiarii serviciilor de radioterapie în condiții de ambulator și în cazul respectiv vorbim anual de circa 400 de persoane. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Dacă sunt întrebări, poate este necesară o informație mai detaliată referitor la acest proiect. Noi am discutat preventiv, cunoaștem ce prevede. Eu totuși rog Ministerul Sănătății să vină cu o informație suplimentară pentru publicul larg, referitor la pentru cetățeni, referitor la prevederile acestui proiect cu extinderea nomenclatorul de servicii care intră în sub acoperirea financiară dată. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 12, domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, domnul Oleg Țule, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, scopul acestui proiect este asigurarea prelungirii mandatului misiunii Uniunii Europene de asistență la frontieră în Republica Moldova și Ucraina, EUBAM, pe următorul termen de 3 ani, începând cu 1 decembrie 2020. Remarcăm că acest mandat al misiunii a fost deja prelungit de 5 ori, deci în 2007, ultima oară în 2017, actualul mandat al misiunii expiră la 30 noiembrie 2020. Prelungirea mandatului EUBAM urmează să producă un efect pozitiv asupra întregului management integrat al frontierei de stat, inclusiv în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană și implementarea rigorilor necesare instituirii zonei de comerț liber și cuprinzător și aprofundat de CFTA-RMUE. Activitatea misiunii este importantă pentru Republica Moldova sub diverse aspecte, inclusiv securizarea frontierei, reglementarea conflictului transnistrian, prevenirea și combaterea corupției, armonizarea legislației naționale cu cea UE, inclusiv în contextul implementării prevederile acordului de asociere, inclusiv consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor partenere ale ambelor state. Schimbul de note va reprezenta procedura tehnico-juridică pentru exprimarea consimțământului reciproc din partea Guvernului Republicii Moldova, Guvernului Ucrainei și Comisiei Europene privind prelungirea mandatului EUBAN. Totodată, încheierea acordului, întocmit prin schimb de note, corespunde legislației în vigoare, nu implică adoptarea unor acte normative suplimentare sau modificarea celor existente și nici înființarea de noi structuri. La fel, încheierea acordului în cauză nu va necesita cheltuieli bugetare suplimentare. Deci nota verbală a părții moldovenești va fi semnată de către Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene în baza împuternicilor legale din legea cu privind tratatele internaționale și regulamentul privind mecanismul de încheiere și aplicare și încetarea tratatelor internaționale, aprobat pe hotărârea Guvernului numărul 442. Acest proiect a fost avizat corespunzător de Ministerul Justiției, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări referitor la acest proiect. Nu sunt întrebări. Vreau în primul rând să mulțumesc din numele Guvernului Republicii Moldova, Comisiei Europene, Uniunii Europene pentru asigurarea funcționării acestei misiuni importante, EUBAM. Și pentru a prelungi această activitate de succes, am venit cu acest proiect pentru a fi extinsă misiunea EUBAM încă pe 3 ani. Și dacă nu sunt întrebări, stimați colegi, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 13, domnul ministru al Justiției, Fadei Nagăcevski, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare avizul proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din legea privind siguranța traficului rutier. Potrivit notei informative, proiectul ar veni să explice termenii de cursă ilegală și organizatori din cursă din proiectul de lege pentru modificarea codului penal și a codului contravențional.
notăm că proiectul de lege care este menționat în nota informativă deja este lege, codul penal a fost modificat, inclusiv și codul contravențional, chestiunea respectivă a fost discutată inclusiv în cadrul Comisiei Juridice Numiri și Imunități, s-a constatat în mod expres că termenile a cărorii interpretare se solicită prin respectivul proiect de lege sunt suficient de clar și previzibil și prin respectivul aviz noi explicăm toate elementele date și considerăm că nu este necesară nicio explicare a respectivelor termeni, deoarece sunt previzibile, reieșind și din codul penal actual, dar și din nota informativă la însăși proiectul de modificare a codului penal, care este parte integrantă a proiectului de lege și instanțele judecate la aplicarea legii trebuie să țină cont când stabilesc voința clară a legiuitorului, inclusiv și din notele informative la proiectele de lege. Respectiv, chestiunea dată este nejustificată și nu poate fi susținut respectivul proiect de lege. Deci, avizul este negativ. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări, precizări, domnul ministru Pavel Voicu, referitor la acțiunile pe care le-a întreprins Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv după acel accident teribil care a avut loc cu două luni urmă în centrul Chișinăului, dacă puteți veni cu informații, care este situația actualmente cu aceste curse criminale, care mai ales în perioada nocturnă, ce acțiuni s-au întreprins, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, noi ne-am focusat mai mult și mai mult prezența în străzi și anume acele sectoare și porțiuni de drum unde se practicau asemenea competiții nelegale, dacă să le spunem așa, au fost documentați mai mult din cei care participau la aceste concursuri și de fapt ei sunt unii și aceiași. Și toți, o parte bună din ei au fost documentați și la momentul actual nu avem asemenea competiții legale. Vă mulțumesc că observăm mai ales în perioada de vară sau caldă anului din partea motocicliștilor curse de acest gen. Văd în fiecare zi sub ferestrele guvernului, cred că depășesc nu doar limita de viteză, dar chiar și dublu limite de viteză. Vă rog la acest capitol, mai ales că avem mai multe informații, mai multe accidente la acest capitol, să atrageți atenție sporită și față de motocicliști. Am înțeles. Mulțumesc. Stimați colegi, propun să aprobăm proiectul avizului aprobat. Vă mulțumesc. Subiectul numărul 14, domnul viceprim-ministru, ministrul finanțelor, Serghei Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 58 din legea numărul 10 din 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, inițiat de către un grup de deputați. Proiectul în cauză este elaborat într-o executare a legii numărul 10 din 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și prevede modificarea articolului 58 și anume completarea cu un aliniat nou, 8 prim, cu cuprinsul. Pentru perioada stării de urgență în sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică și sau Comisia Teritorială Extraordinară în Sănătate Publică, în colaborare cu Guvernul, asigură toată populația cu mijloace de protecție complete și adecvate situații în cantități suficiente din contul bugetului de stat. Prevederile stipulate în legea actuală numărul 10 privind supravegherea de stat a sănătății publice deja permit Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică să gestioneze și să creeze condiții speciale de activitate, de viață, de deplasare pentru persoanele fizice și juridice, utilizând toate sursele și mijloacele disponibile pentru a organiza măsuri de răspuns. În același timp, menționăm că potrivit articolul 36 din legea numărul 18 din 2014 prin finanțele publice și responsabilitățile bugetare fiscale, prin legea bugetară anuală pot fi create fonduri de rezervă și fond de intervenție pentru finanțarea cheltuielilor urgente legate de înlăturarea consecințelor calamităților naturale în caz de epidemii, precum și în alte situații excepționale. Totodată reiterăm faptul că proiectul dat nu este însoțit de fundamentare economico-financiară și nu a fost efectuată o analiză a impactului bugetar generat de implementarea prevederilor propuse. Reșind din cele expuse și ținând cont de faptul că
Conform prevederilor articolul 31 alineat 6 din Constituția Republicii Moldova, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilire surse de finanțare, precum și luând în considerație angajamentele deja asumate de guvern în scopul diminuării impactului stării de urgență, proiectul dat considerăm că nu poate fi susținut. Proiectul a fost supus avizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. Rog aprobarea avizului negativ la acest proiect. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări referitor la proiectul prezentat, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să susținem avizul negativ la această inițiativă. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 15, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii cu privire la aprobarea avizului unic al Guvernului asupra proiectului de lege privind completarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, care a fost înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Proiectul propune anularea majorării de întârziere pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator până la 1 decembrie anul curent. Menționăm că propunerea dată va afecta considerabil sustenabilitatea bugetului de asigurări sociale de stat pe termen scurt, ori neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat în termeni stabiliți de lege, afectează stabilirea prestațiilor de asigurări sociale determinate pentru persoanele asigurate. Totodată menționăm că în vederea susținerii activității de întreprinzător în contextul crizei pandemice a fost instituit în perioada 17 martie, 31 iulie, anul curent, mecanismul de subvenționare a sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primilor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorată de angajator și angajat, aferent indemnizației salariului achitate angajaților aflați în șomaj tehnic și sau în staționare. Urmare, sigur că a situației epidemiologice. Reieșind din argumentele care au fost invocate, Guvernul nu susține inițiativa înaintată, context în care solicit susținerea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Argumentele în folosul respingerii acestei inițiative au fost prezentate. Cred că suntem cu toții de acord. Vă rog să aprobăm proiectul avizului. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 16, vă rog, continuați, doamna ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră avizul unic al Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea legii 156 din anul 1998 privind sistemul public de pensii, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Proiectul propune acordarea dreptului la reexaminarea pensiei de dizabilitate persoanelor care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate, conform aceluiași grafic de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă. Menționăm că formula de calcul pentru reexaminarea pensiei de dizabilitate, care este expusă de către autor, nu este una transparentă din motiv că la pensie de dizabilitate aflată în plată se adaugă pensia reexaminată conform formulei de calcul pentru pensia pentru limită de vârstă prevăzută de legislație. De asemenea, venitul mediu lunar asigurat valorizat nu poate depăși un anumit procent din salariul mediu pe economie care este stabilit pentru anul efectuării reexaminării pensiei, deoarece încalcă principiile sistemului public de asigurări sociale. Totodată subliniem că reexaminarea pensiei de dizabilitate pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei de dizabilitate în condițiile proiectului nu este posibil de monitorizat, deoarece pe parcursul anilor gradul de dizabilitate se modifică în dependență de evoluția stării de sănătate a persoanei care este încadrată în gradul respectiv. Mai mult, propunerea privind reexaminarea pensiilor de dizabilitate necesită o analiză complexă prin prisma impactului asupra sistemului de pensii. Reieșind din cele expuse, menționăm că Guvernul susține promovarea măsurilor de protecție socială a persoanelor cu dizabilități, dar în redacția propusă de către autor, proiectul de lege nu poate fi susținut. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Dacă sunt întrebări,
Referitor la proiect, vă rog să vă expuneți. Nu avem întrebări, vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 17, domnul ministru Igor Șaru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea planului de admitere la programul de postdoctorat finanțare bugetară pentru anul 2021. Astfel, în total, pentru anul 2021 au fost aprobate 23 de locuri finanțare de la bugetul de stat, sănătate 4, agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranță alimentelor 5, provocări sociale 13, competitivitate economică și tehnologie inovative 1. Programele de postdoc au ca obiectiv principal oferirea de oportunități cercetătorilor în evoluția profesională, precum și realizarea de cercetări științifice fundamentale și aplicative avansate. Aprobarea planului de admitere la programele de postdoc va contribui la formarea cadrelor științifice de calitate superioară pentru asigurarea necesităților pieței muncii și mediul de cercetare. Menționăm că pregătirea avansată a cadrelor științifice prin postdoctorat reprezintă o prioritate a politicilor cercetării și inovării care se regăsește în planurile de dezvoltare a organizațiilor din domeniul cercetării și inovării. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva intervenții, precizări, întrebări. Nu avem. În aceste condiții, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 18, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la prelungirea termenului de interzicere a exportului unui produs. Proiectul hotărârii guvernului este elaborat în temeiul articolul 7 alineatul 2 și articolul 11 din legea reglementării de stat a activității comerciale externe numărul 1031 din 8 iunie 2000, potrivit cărora guvernul este în drept să stabilească interdicții la export a unor mărfuri în vederea ocrotirii vieții și sănătății oamenilor. În scopul asigurării necesităților interne ale Republicii Moldova prin hotărârea guvernului numărul 168 din 11 martie 2020 s-a interzis până la 15 aprilie 2020 exportul din Republica Moldova a măștilor medicale, mânușilor medicale și a dezinfectanților medicale. Ulterior, guvernul a prelungit termenul de interdicție a exporturilor din Republica Moldova acestor produse până la 30 iunie 2020. Prin hotărârea guvernului numărul 431 din 24 iunie 2020 și hotărârea guvernului numărul 495 din 8 iulie 2020 a fost prelungită interdicția de export din Republica Moldova doar a măștilor medicale până la data de 31 iulie 2020. Având în vedere că maladia COVID-19 persistă pe teritoriul Republicii Moldova, se propune prelungirea interdicției la export a măștilor medicale până la expirarea perioadei stării de urgență în sănătate publică stabilită prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 21 din 24 iulie 2020, adică până la 31 august 2020 inclusiv. Astfel, în scopul ocrotirii vieții și sănătății oamenilor și asigurării în continuare a necesităților interne ale Republicii Moldova în măști medicale, se impune necesitatea aprobării acestui proiect. Rog susținere. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări sau obiecții, vă rog să le expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 19, domnul director Agenției Proprietății Publice, Ghenadi Țepurdie, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la transmiterea bunurilor imobile. Proiectul respectiv a fost elaborat în temeiul articolului 9.14 din legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și articolul 8 din legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale la demersul Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Prin proiectul dat, Guvernul Republicii Moldova înaintează propunerea Consiliului Municipal Chișinău de a exprima acordul la transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a municipiului Chișinău în proprietatea publică a statului, gestiunea Serviciului de Pază și Protecție de Stat, a construcției cu suprafața de 107 metri pătrați și a terenului de subconstrucție situat în municipiul Chișinău, strada Maria Cibotari 53, în vederea amenajării tirului de tip închis, într-o asigurare a dezvoltării și consolidării capacităților profesionale ale angajaților
ca instrument de bază pentru buna desfășurare a misiunilor de protecție. În prezent, bunurile imobile propuse pentru a fi transmise se află în gestiunea Liceului Teoretic Spirul Hareț și sunt utilizate de servicii de protecție și bază de stat în baza contractului de locațiune. În contextul celor expuse, solicit aprobarea prezentului proiect de hotărâre de guvern. Mulțumim! Vă mulțumesc, domn director. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări la raportor. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Mulțumesc, fiindcă domnul Țepordei nu a deconectat microfonul. Domn director, o succintă informație despre procesul de privatizare a bunurilor publice. Știu că în perioada respectivă ați planificat mai multe acțiuni de acest gen. Ne interesează în primul rând acele active renumite, inclusiv metal feros. Dați-ne, vă rog, o informație succintă despre activitățile respective în următoarele 2-3 săptămâni. La moment au fost efectuate evaluările la toate întreprinderile și bunurile care sunt supuse vânzării, expuse spre vânzare. La moment sunt în proces de desfășurare a licitațiilor și concursului comercial la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni. Societățile de acțiuni sunt expuse spre vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Republicii Moldova. Întreprinderile de stat sunt supuse spre vânzare prin licitație. La moment este perioada de depunere a ofertelor, care expiră în perioada de 15-17 august, după care va fi licitația propriu-zisă a bunurilor sau întreprinderilor. Referitor la alte bunuri care recent au fost incluse în lista bunurilor supuse privatizării, ceea ce ne referim la terenuri, la moment suntem la etapa de achiziție a serviciilor de evaluare a acestor bunuri, după care va fi efectuată evaluarea, preconizăm sfârșitul lunii septembrie să fie expuse spre vânzare. Da, mulțumim! Vă mulțumesc. Domn director, metal feros, când, cum și cu cât îl vindem? Când se expune? Cui nu vă întreb? Când, cum și cu cât? Metal feros este societate pe acțiuni. Acțiunile sunt expuse spre vânzare la bursa de valori, prin intermediul bursei. Valoarea de start este la 900 de milioane. Licitația, la fel, după data de 17 august, va fi deja licitația efectuată. După 17 august se expun acțiunile metal feros la vânzare, prețul inițial 900 de milioane de lei, da? Pachetul statului. Întocmai. Mulțumesc. Eu v-am rugat la o etapă oarecare să comunicați formatorilor de opinie, reprezentanților presiei despre acest. Ați remis invitații? Domn prim-ministru, am remis informații în presă, am remis la toate mass media pentru a fi furnizată informația în cauză despre expunerea bunurilor spre vânzare. La fel, Ministerul de Externe pentru a fi transmisă tuturor misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, cât și a Republicii Moldova peste hotare. Maximul transparență a fost publicat inclusiv pe site-ul Agenției Proprietății Publice. Vă mulțumesc. Stimați colegi, careva întrebări la domnul director privind procesul de privatizare a bunurilor publice? Nu sunt. Succes, domn director. Stimați colegi, mergem mai departe. Subiectul numărul 20, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la prelungirea termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și sau staționare, conform prevederilor Codului Muncii. Proiectul prevede implementarea articolului 29, alineatul 2 din legea numărul 69 din 2020, cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, prin prisma căruia guvernul este în drept să decidă prelungirea termenilor de aplicare a normelor ce vizează mecanismul de subvenționare,
pe o perioadă nu mai mare de 3 luni. În contextul prelungirii stării de urgență în sănătate publică până la sfârșitul lunii august, se propune extinderea termenului de aplicare mecanismului de subvenționare prevăzut de articolul 2 din legea numărul 69 până la data de 31 august 2020, ca o măsură de susținere a mediului de afaceri. Anterior, prin hotărârea Guvernului numărul 434, mecanismul de subvenționare a fost prelungit cu o lună până la 31 iulie 2020. Țin să menționez că până în prezent au fost acordate subvenții pentru salarii indemnizației pentru achitarea obligațiilor fiscale aferente salariilor și indemnizațiilor în procedura de șomaj tehnic sau staționare în contum de peste 31 de milioane lei, fiind aprobate 611 decizii de subvenționare pentru 301 agenți economici. Adoptarea proiectului de hotărâre nu implică alocarea resurselor financiare suplimentare în afara celor prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2020. În contextul celor expuse și ținând cont de importanța acestui proiect pentru susținerea sectorului real a economiei naționale, rog susținerea. Vă mulțumesc, domnule vicepreministru, stimați colegi, extindem perioada de valabilitate a celor măsuri de susținere economică a agenților economici care au suferit și continuă să sufere de efectele crizei economice generate de pandemie. Nu cred că sunt obiecții. În aceste condiții, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Eu înțeleg, stimate domnule vicepreministru, că agenții economici aplică și pentru subvenționarea dobânzilor la credite, conform altei decizii luate și susținute de Parlament. Funcționează acest mecanism? Da, avem deja cereri înregistrate și la capitolul subvenționare dobânzilor bancare, încă nu sunt multe, sumele nu sunt relevante, sunt până la 400.000 de lei sumele de subvenții acordate, dar cum am mai spus anterior, perioada când o să fie resimțit financiar efectul acestor măsuri, anume pe subvenționarea dobânzii, vine în continuare, deoarece încă nu a parvenit termenul de plată acestor dobânzi pentru credite noi, care au fost contractate după 1 mai 2020. Mulțumesc, domnule vicepreministru. Într-adevăr, încă o dată informăm agenții economici că pot aplica pentru a primi compensare sau subvenții la dobânda aferentă creditelor noi. Următorul subiect, numărul 21, vă rog, domnul ministru Igor Șarov. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la reorganizarea întreprinderii de stat, revista socioculturală Moldova. Proiectul prevede reorganizarea întreprinderii de stat, publicația periodică revista socioculturală Moldova, persoana juridică absorbită prin fuziunea absorpției acesteia de către instituția publică Biblioteca Națională, persoana juridică absorbantă. Ca urmare acestui fapt, prin prisma specificului de activitate, are loc transmitere publicației periodice revista Moldovei din gestiunea Agenției Proprietății Publice în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Proiectul este elaborat din necesitatea asigurării autorității publice de specialitate din domeniul culturii a unei publicații periodice de profil menite să reflecte activitatea organelor de specialitate, prezentarea personalităților din domeniu, evenimente socioculturale, precum și distribuirea publicațiilor din țară și peste hotare. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări, comunicați-ne. Nu sunt, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 22, domnul secretar de stat, Revencu, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea hotărârii Guvernului numărul 142 din 27 februarie 2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb. Scopul proiectului îl constituie administrarea eficientă și transparentă a proprietății publice, termenul de executare de 30 de zile acordat MAIE și APP pentru transferarea bunului imobil al Republicii Moldova, adică sediul consulatului RME din Odessa,
din domeniul public în privat și încheierea tranzacției de schimb a expirat la 30 martie 2019. În rezultat, mandatul MAIE și APP pentru executarea punctelor 2, 3 și 4 din hotărâre sunt menționate, nu mai sunt valabile. Urmare a situației juridice create și în lumina hotărârii Curții de Conturi din 23 iulie 2020, referitoare la reflectarea bunurilor imobile în balanțul, în bilanțul contabil, inclusiv Consulatul Odessa, pentru evitarea subevaluării, mai e propune abrogarea hotărârii numărul 142 din 2019. În același timp, menționăm că potrivit priorităților de politici sectoriale pe termen mediu, pentru perioada 2021-2023 este prevăzută reparația capitală a sediului consulatului din orașul Odessa. Proiectul a fost avizat de Cancelarea de Stat, Ministerul Justiției, Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și de Centrul Național Anticorupție. Rugăm susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, stimați colegi. Vă rog dacă sunt careva întrebări. Dacă nu sunt, propun să susținem proiectul dat. Aprobat, vă mulțumesc, domnule secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, referitor la construcția sediilor ambasadelor noi ale Republicii Moldova peste hotare. Am fost nu de mult la Minsk, noi avem un lot oferit de către statul Belarus pentru construcția ambasadei, deci și avem riscul că vom pierde acest lot dacă nu demarăm construcția în acest an. Noi am alocat resurse financiare suficiente pentru aceasta, dar procesul stă pe loc. Vă rog să asigurați începerea construcției sediului ambasadei la Minsk. Vă rog, mulțumesc. Subiectul numărul 23, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea punctului 2 prim din hotărârea Guvernului numărul 960 din 2017 pentru punerea în aplicare a legii numărul 109 din 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat Moldo-Ucrainei. Proiectul prevede extinderea perioadei în care agenții economice înregistrați și cei neînregistrați la agenții de servicii publice, precum și instituțiile din raioanele de est ale Republicii Moldova, li se permite traversarea punctelor comune de trecere a frontierii de stat fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibițiilor, cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. În acest sens, este important de menționat că prelungirea termenului de la 1 august 2020 către 1 februarie 2021 derivă și din situația epidemiologică determinată de infecție COVID-19, din cauza căreia a fost limitată activitatea instituțiilor și agenților economice. Astfel, odată cu prelungirea termenului, de către serviciul VAMAL urmează a fi întreprinse măsuri de notificare suplimentară aferent obligativității înregistrării activității agenților economici în partea dreaptă a ministrului până la data din 1 februarie 2021. Adoptarea proiectului de hotărâre nu implică alocarea de resurse financiare suplimentare. Proiectul a fost avizat în ordine corespunzătoare. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să comunicați. Nu sunt întrebări, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 24, vă rog continuați, domnule viceprim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectele de hotărâri de guvern la punctul 24 și 25, dacă permiteți să le prezint concomitent. Deci primul proiect de hotărâre se referă la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova
semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020. Al doilea proiect se referă la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău de asemenea la 21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova prevede acordarea unui împrumut în valoare de până la 100 milioane euro în două tranșe egale. Debursarea primei tranșe este necondiționată în timp ce a doua tranșă va depinde de progresele înregistrate în implementarea prevederilor memorandumului de înțelegere. Pentru debursarea tranșei 2 sunt propuse 6 acțiuni pe domeniu, precum climatul de afaceri, bună guvernare, lupta împotriva corupției, gestionarea finanțelor publice. Unele dintre ele fiind preluate din tranșa 3 din actualul program de asistență financiară care expiră în vara anului curent. Maturitatea împrumutului este de maxim 15 ani, rambursarea împrumutului va avea loc într-o singură plată. Rata dobânzii aplicată pentru fiecare tranșă va depinde de costul la care se va împrumuta Comisia Europeană pe piața financiară internațională. Obiectivul asistenței macrofinanciare este de a diminua constrângerile de finanțare externe ale țării, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului și de a sprijini Republica Moldova în situația financiară actuală. Reșind din cele expuse și luând în considerație importanța pentru Republica Moldova asistenței financiare pentru susținerea bugetului, considerăm oportună ratificarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară. Rog susținere proiectului. Vă mulțumesc, domnule vicepreministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări legate de aceste proiecte care vizează asistență, un proiect de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, 100 de milioane de euro în două tranșe. Cunoașteți, acest acord a fost semnat de ambele părți cu ceva timp în urmă. Urmează ratificarea proiectului dat. Nu sunt întrebări. Înainte de a vă ruga să aprobăm aceste proiecte, vreau să aduc mulțumiri colegilor care au negociat, au discutat cu reprezentanții Comisiei Europene acest acord, acest memorandum și, bineînțeles, mulțumesc și partenerilor noștri care au acceptat alocarea acestor resurse financiare pentru Republica Moldova, acestui credit de 100 milioane de euro. Stimați colegi, vă rog să aprobăm aceste proiecte. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 26, domnul vicepreministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Rusie privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat. Țin să informez că la data de 23 iunie 2020, Ministerul Finanțelor al Federației Rusie a confirmat disponibilitatea de a relua consultările bilaterale pentru oferirea unui împrumut financiar de stat Guvernului Republicii Moldova în sumă de 200 milioane euro. Reamintesc că în legea bugetului de stat pentru anul 2020, suma împrumutului de 200 milioane euro este prevăzută ca sursă de finanțare a deficitului bugetar. Pentru realizarea negocierilor se propune de a include în delegația oficială pentru negocierea împrumutului reprezentanții Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule vicepreministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări, deci reluăm renegocierile cu Guvernul Federației Rusie în privința acordării acelui credit de stat care deja este prevăzut în legea bugetului pentru anul 2020 ca sursă de finanțare a
deficitului bugetar. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 27, domn ministru Ion Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020. Prezentul proiect vine să reglementeze procesul de acordare a suportului financiar de stat în sumă de 100 milioane lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru compensarea parțială a pierderilor suferite de producătorii agricoli ca urmare a înregistrării secetei la culturile de prima grupă, în special cerealele de toamnă, și căderilor de grindină pentru culturile horticole. Regulamentul stabilește modalitatea de recepționare și examinare a dosarelor, inclusiv stabilirea și acordarea compensațiilor din bugetul de stat prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Compensația se va acorda pentru câmpurile ocupate culturile cerealiere din prima grupă, afectate de secetă în mărime de 60% și mai mult, și pentru culturile horticole afectate de grindină în măsură de 60% și mai mult. De menționat că înregistrarea calamităților naturale în sectorul agricol în anul 2020, inclusiv seceta excesivă din toamna anului 2019, primăvara anului curent, au provocat daune considerabile producătorilor agricoli din țară, iar suprafața afectată de aceste calamități a fost inspectată și actată de comisiile teritoriale, constituie peste 250.000 hectare. De aceea, cu siguranță că susținerea acestei hotărâri va redresa într-o măsură oarecare situația generată de calamitățile naturale și va îmbunătăți situația producătorilor agricoli, care va da posibilitatea să-și compenseze parțial cheltuielile, dar și să intre într-un nou proces agricol în toamnă. În contextul celor menționate, rog susținerea Guvernului pentru proiectul dat. Prin susținerea acestui proiect, stimați colegi, îndată după aprobare și publicarea monitorului oficial, practic de săptămâna viitoare, producătorii agricoli vor avea posibilitatea deja ca să depună dosarele și să beneficieze de aceste mijloace financiare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la proiectul acestui regulament de alocare a 100 de milioane de lei agricultorilor care au suferit în urma secetei și grindinei. Stimate domnule prim-ministru, țin să menționez încă că acest proiect a fost consultat cu reprezentanții asociației producătorilor agricoli, în special celor producători de cereale, dar și celor producători de fructe, legume, vii care au suferit ca urmare a căderilor de grindină, dar și cu proiectul a fost transmis și în Parlament la comisiile de bază pentru a avea avizile respective. Deci mulțumesc. Este o remarcă foarte importantă, consultările cu principalii exponenți ai RAM-ului, cât și ai Parlamentul acest capitol. Stimați colegi, după cum remarcam, din circa 415.000 de hectare semănate astă toamnă cu cereale de prima grupă, în jur de 200.000 au fost afectate în proporție mai mare de 60%, iar 20.000 de hectare au fost reînsămânțate. Anume pentru aceste, zicem, 200.000 de hectare, noi venim cu alocarea a sumei de 200 de milioane de lei, deci 100 de milioane din fondul de subvenționare și 100 de milioane din fondul de intervenție, pentru a acorda suportul atât de necesar agricultorilor. Ministerul Agriculturii, Mediului și Dezvoltării Regionale a pregătit acest proiect de regulament și eu vă rog să îl susținem. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 28, domn ministru Igoșar, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a legii numărul 226 din 2018 privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare, care prevede aprobarea regulamentului de selectare a administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare, a regulamentului de selectare a rezidenților și a proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcurile științifico-tehnologic și a regulamentului de evaluare a rezidenților activității parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare.
Vreau să menționez că prin aprobarea acestei hotărâri se creează condiții favorabile pentru dezvoltarea activității parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare, care vor duce în consecință la creșterea numărului de rezidenți și a volumului de investiții, creșterea numărului locurilor de muncă calificate în domeniul cercetării și inovării și creșterea ponderii produselor, serviciilor inovaționale, atât în economia națională, cât și în cea externă. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă rog, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări. Nu avem întrebări, respectiv vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 29, vă rog, continuați, domnul ministru Șarov. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, propun atenției noastre proiecte hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului numărul 61 din 2008 privire la bursa de excelență a Guvernului și bursa nominală pe domenii pentru studenții doctoranți. Documentul are scop stimularea studenților doctoranți cu performanțe deosebite în cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, burse de merit vor fi acordate atât studenților doctoranți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență la zi, cât și la frecvență redusă. Menționăm că bursa de excelență și bursa pe domenii se acordă anual pentru un an calendaristic studenților doctoranți finanțați din bugetul de stat, cât și celor în bază de contract, începând cu anul al doilea de studii, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și frecvență redusă. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează anual, în perioada lunilor noiembrie-decembrie, concursul pentru acordarea bursei de excelență și burselor pe domenii. Astfel, studentul doctorant poate beneficia doar o singură dată de bursă de excelență sau de bursă pe domenii. Anual, din bugetul de stat, se acordă 21 de burse de excelență a Guvernului în cuantum de 2500 de lei și 6 burse pe domenii științifice în cuantum de 2000 de lei. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu văd doritor de a pune întrebări. Sper că sunt doritor să susțin acest proiect. Vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 30, domnul director ANSA, Vladislav Codici, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați miniștri, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la transmiterea unor bunuri. Proiectul prezentei hotărâri a fost elaborat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a vizat de toate instituțiile implicate. Proiectul propus presupune transmiterea cu acordul Consiliului Raional Taraclia din proprietatea statului în proprietatea Raionului Taraclia a unui autoturism de model VAS 21214 și a unei instalații de gaz pentru autoturismul sus menționat. Acest proiect are ca scop îmbunătățirea cu tehnică autorităților publice locale și anume utilizarea acesteia pe căile de acces anevoioase, în condițiile meteorologice nefavorabile, drumuri nepracticabile pe timp de iarnă-toamnă. Implementarea prezentei hotărâri nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. În contextul celor expuse, rog susținerea acestui proiect. Domn director, din ce an e mașina asta? Domnul prim-ministru, din 2005. Și autoritățile publice locale au fost de acord? Da. Să preia cadou în ghilimele? Da, de comun acord a fost. Rog cancelarea. Proiecte de acest gen, să venim cu modificarea procedurilor, să fie transmise prin alte decizii, nu a guvernului. Nu este subiect care trebuie examinat în ședință de guvern. Bineînțeles, propun să susținem acest proiect. Pe viitor, vă rog, găsiți altă procedură de transmitere a unor asemenea bunuri cu o valoare, cred că, de mult sub zero, fără a veni cu hotărâri de guvern. Stimați colegi, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul ministru Pierju, subiectul 31.
Vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, atenție dumneavoastră propune proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului pentru gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori, elaborat în baza legii 209 din 2016 privind deșeurile și obligațiilor stabilite în acordul de asociere în vederea transpunerii directivei Comunității Europene din 2006 și a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. Scopul principal al proiectului constă în stabilirea cerințelor de reglementare la introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor pentru producători, importatori, distribuitori și a categoriilor de deșeuri generate ca urmare a utilizării acestora în scopul prevenirii sau reducerii impactului negativ asupra mediului și a sănătății populației, contribuind astfel la eficientizarea utilizării și cu siguranță la minimizarea generării acestor tipuri de deșeuri. Principalele prevederi ale proiectului țin de aplicarea reglementărilor tuturor tipurilor de baterii și acumulatori, indiferent de formă, volumul, greutatea materialelor, componente sau utilizarea acestora. Întreprinderea măsurilor necesare de către producători, importatori, pentru a optimiza colectarea separată deșeurilor de baterii și acumulatori, care va permite realizarea nivelului ridicat de reciclare pentru toate tipurile de deșeuri de baterii și acumulatori. Implementarea principiului de responsabilitate extinsă a producătorului, REP, care stabilește cerințe pentru producători și cei care plasează pe piață baterii și acumulatori, fiind responsabili de gestionarea ulterioară a deșeurilor generate de la acestea. Asigurarea colectării și raportării informației prin intermediul sistemului informațional automatizat, managementul deșeurilor privind produsele plasate pe piață și deșeurile generate în baza rapoartelor prezentate de către agenții economici participanți la procesul de gestionare a deșeurilor, care include și baza de date privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de pe bază de baterii și acumulatori. Proiectul a fost examinat și avizat de către ministerii și instituțiile abilitate și rog susținerea acestuia. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn ministru, stimați colegi! Vorbim despre un proiect care vizează deșeurile de baterii și acumulatorii. Cu toții înțelegem că este o problemă, inclusiv în Republica Moldova, cu utilizarea acestor deșeuri. Respectiv, ministerul a venit cu acest proiect de regulament. Dacă sunt întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să susținem și acest regulament. Aprobat, vă mulțumesc. Domn ministru Pierge, vă rog continuați subiectul 32. Da, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili, așa numiți COV. Rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere. Proiectul în cauză este elaborat în conformitate cu prevederile capitolului 16, mediul înconjurător, și capitolul 17, politici climatice, din acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și este prevăzut și în planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. În conformitate cu date statistice ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în ultimii 10 ani în Republica Moldova se înregistrează o creștere a numărului stațiilor de distribuție a produselor petroliere, totodată și a consumului intern de benzină. Creșterea consumului de carburant a generat problema poluării atmosferice cu compuși organici volatili, care în ultima perioadă devine tot mai vizibilă și mai acută. Astfel, prin necesitatea reglementării emisiilor de compuși organici volatili, rezultate în procesul operațiunilor de descărcare, încărcare, transportare și depozitare a carburanților, aceasta presupune implementarea unui sistem de management al emisiilor de compuși organici volatili în conformitate cu standardele internaționale. Este de menționat că emisiile COP din carburanți sunt clasificate drept toxice și cancerogene și în concentrație ridicată pot dăuna sănătății umane și mediului înconjurător. Întreprinderea măsurilor tehnice de limitare a emisiilor de compuși organici volatili va asigura protecția eficientă populației și a mediului înconjurător împotriva riscurilor pe care le prezintă poluarea atmosferică. În acest context, rog susținerea proiectului menționat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, un alt proiect important pregătit de Ministerul Agriculturii, Mediului și Dezvoltării Regionale, care de asemenea vizează starea mediului. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți.
Nu sunt întrebări, vă rog să susținem și acest proiect, acest regulament. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 33, domnul ministru al afacerilor interne, Pavel Voicu. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului 614 din 2019 cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2020. Prezentul proiect a fost elaborat în vederea diminuării riscurilor de infectare cu COVID-19 a persoanelor care participă la organizarea și desfășurarea controlului stării protecției civile, precum și la organizarea și desfășurarea în teritoriu a aplicațiilor la protecția civilă. Astfel, se propune abrogarea acțiunilor 1, 2 și 6 din anexa numărul 1 la hotărârea Guvernului 614 din 2019, care prevede desfășurarea unor antrenamente de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, preconizate pentru anul 2020. Abrogarea planului de completare cu audiență al Centrului Republican de Instruire pentru anul 2020. Acțiunile propuse spre abrogare urmează a fi planificate pentru executare pe parcursul anului 2021. Pentru implementarea proiectului nu vor fi necesare mijloace financiare suplimentare de la bugetul de stat. Reșind în cele expuse, rog susținerea aprobării proiectului. Vă mulțumesc, domnule ministru. Stimați colegi, trebuie să ne adaptăm și unele planuri în condițiile acestei pandemii, respectiv Ministerul Afacerilor Interne vine cu propunerea de a schimba unele planuri de activități. În cazul de față, este vorba de măsurile de protecție, de pregătire a protecției civile. Dacă nu sunt întrebări la acest proiect, vă rog să susținem această inițiativă. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 34, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre examinare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului acordului privind colaborarea în domeniul protecției sanitare a teritoriilor statelor membre ale Comunității Statelor Independente, în redacție nouă. Aprobarea proiectului menționat va asigura avansarea privind inițierea și definitivarea ulterioară a cadrului de reglementare prin cooperarea multilaterală în cadrul CSI, prin eficientizarea măsurilor comune de prevenire și limitare a răspândirii unor evenimente cu impact negativ asupra sănătății publice. Responsabilitatea de implementare a prevederilor acordului dat țin de Ministerele Sănătății din cadrul statelor membre ale Comunității Statelor Independente, cât și structurile subordonate acestora, precum și altor autorități cu competențe în domeniu. Proiectul a fost coordonat cu toate autoritățile interesate și este corelat cu prevederile legii privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, context în care rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Nu văd doritori de a înainta întrebări. În aceste condiții vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Mergem mai departe. Subiectul numărul 35, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Finlanda privind asistența reciprocă și cooperarea în domeniul vamal, întocmit la Helsinki la 11 martie 2020. Actualitatea acordului este în importanța dezvoltării cooperării vamale între Republica Moldova și Republica Finlanda. Acordul reglementează asistența reciprocă între serviciile vamale, în special schimbul de informații la solicitare sau din propria inițiativă, pentru aplicare corectă a legislației vamale, prevenirea, investigarea și combaterea fraudelor vamale. Scopul acordului este asigurarea securității economice a statelor prin intermediul instrumentului de asistență reciprocă pentru asigurarea aplicării corecte a legislației vamale, evitării evaluării exacte a plăților vamale, respectării măsurilor de prohibiție, restricție și control și unificarea acțiunilor comune împotriva încălcărilor legislației vamale. De asemenea, se constă și în asigurarea condițiilor favorabile pentru facilitarea comerțului internațional.
Proiectul hotărârii Guvernului a fost coordonat cu toate autoritățile competente. Rog susținere. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, un acord de colaborare în domeniul VAMAL. Asemenea, acorduri avem cu mai multe state. În cazul de față se propune cu Guvernul Republicii Finlanda. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 36, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune spre atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la prelungirea termenului de plată a ajutorului de șomaj unic. Prin legea 69 din anul curent cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, ajutorul de șomaj unic în cuantum de 2775 lei se acordă lunar categoriilor de persoane care sunt prevăzute la articolul 3 aliniatul 1 a legii menționate, care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai 30 iunie anul 2020, în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, proporțional zilelor sistate în perioada respectivă, condiția că în luna aprilie nu au realizat venit asigurat. Conform proiectului, în contextul adresărilor multiple din partea beneficiarilor de ajutor de șomaj, se propune spre aprobare prelungirea termenului de plată a ajutorului de șomaj până la 30 noiembrie anul curent, titularilor patente de întreprinzător și persoanelor fizice înregistrate ca subiect care desfășoară activități conform capitolului 10 cu indicele 2 și 10 cu indicele 3 din titlul 2 al codului fiscal, care întruneau condițiile de acordare, dar din anumite motive nu au reușit ca să-și primească acest ajutor. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog să susținem acest proiect, extinde termenul pentru în care beneficiarii de această plată, de acest ajutor, pot primi banii până la 30 noiembrie. Vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Continuăm cu subiectul numărul 37, domnul ministru Fadeea Năgăcescu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare proiectul avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Este vorba de o inițiativă de deputat prin care se propune modificarea legii privind la schimbul de date și interoperabilitate cu obligația participanților publici de a asigura prestarea serviciilor fără a solicita documente suplimentare în cazul în care datele conținute în aceste documente sunt disponibile în resurse informaționale și pot fi consumate sau furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate. Totodată se propune introducerea unui articol 74 cu indicele 4 în codul contravențional, prin care s-ar sancționa încălcarea legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. Și cu stabilirea competenței de constatare a respectivii componențe contravenționale către Ministerul de Interne. Am studiat proiectul. Proiectul ca concept este bun, însă el are o serie de carențe din punct de vedere tehnic care sunt evidențiate în proiectul avizului și în cazul în care se va procede la examinarea în procedura legislativă deja în Parlament a respectivului proiect. Sperăm foarte mult că Parlamentul va ține cont de propunerile inclusie în aviz, astfel încât să se adopte o lege clară și ușor de aplicat pentru autoritățile publice. În rest, vă mulțumesc și rog susținerea proiectului de aviz. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări referitoare la acest proiect de aviz, să vă expuneți. Nu sunt întrebări. În aceste condiții, vă rog să susținem proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 38, îl rog pe domnul ministru Igor Șarov. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prezintă spre examinare proiectul de aviz general asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 134 alineatul 5 din Codul Educației al Republicii Moldova, înaintat în calitate de inițiativă legislativă. Proiectul de lege prevede extinderea posibilității de repartizare în câmpul muncii a absolvenților care și-au făcut studiile la forma de învățământ cu frecvență redusă, a celor care au studiat pe locuri cu taxă de studii, precum și a absolvenților instituțiilor de învățământ din străinătate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Urmarea analizei impactului financiar pentru asigurarea implementării inițiativei date, precum și ținând cont de recomandările efectuate în raportul de raționalizare a cheltuielilor din sectorul educației, Ministerul va prezenta propuneri pentru a fi reflectate în cadrul bugetar termen mediu pentru perioada 2021-2023. Prin urmare, se solicită expunerea reglementărilor normative de actului 5 din articolul 34 în următoarea redacție. Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și sau profesional tehnic din Republică sau din străinătate, la programele acreditate în domeniul general studii educației și științele educației, care și-au făcut studii pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, încadrați în instituțiile de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, beneficiază în primii 3 ani de activitate didactică de indemnizații stabilite de guvern din mijloacele bugetului de stat, achitate prin intermediul bugetelor unităților respectiv teritoriale de nivelul al doilea ale UTAC-Guzia. Condițiile de repartizare a absolvenților la programe numerizate sunt aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Rog susține acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule ministru, stimați colegi, este o inițiativă legislativă, la care Ministerul propune un aviz, din câte înțeleg, pozitiv, cu unele concretizări și precizări. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem avizul pozitiv la inițiativa legislativă a deputatului Vladimir Bolea. Aprobat, vă mulțumesc, mulțumim deputatului pentru inițiativa legislativă care a obținut aviz pozitiv al Guvernului. Următorul subiect, numărul 39, domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, Serghei Raelean, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii drumurilor numărul 509. Proiectul hotărârii Guvernului privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii drumului, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă, prevede completarea articolului 6 din legea drumurilor cu un aliat nou, 5, care vine să dubleze prevederile aliniatului 1 și 2 din articolul respectiv. În fapt, prevederile articolului 6 din legea menționată stipulează expres modalitatea de proiectare a drumurilor publice, făcându-se trimitere la normativele tehnice elaborate și aprobate în condițiile legii. Astfel, normativul tehnic proiectarea drumurilor publice, aprobat prin ordinul numărul 3 și codul practic, recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din localitățile urbane și rurale, descriu în mod detaliat condițiile de proiectare și situarea a trotuarelor pe toate tipurile de drumuri, inclusiv cele de interes raional sau municipal. Parametrii geometrici ai acestora sunt stabiliți în baza calculurilor aprobate în acest sens, care vin să asigure circulația pietonală în condiții de siguranță. Modificarea propusă contravine prevederilor normative și nu ține cont de aspectul de eficiență economică, condiționat de utilizarea mijloacelor financiare preconizate pentru construcția, reparația și întreținerea drumurilor necorespunzător. În vederea celor expuse, promovarea proiectului de lege pentru modificarea legii drumului numărul 509 nu se susține. Rog susținerea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, de această dată aviz negativ la o inițiativă legislativă și consider că argumentele aduse de domnul ministru sunt destul de pertinente și fundamentează acest aviz. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 40, și-l rog pe domnul ministru Igor Șară, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvern cu privire la reorganizarea prin fuziune a unor instituții de învățământ superior care are drept scop oferirea unui învățământ superior de calitate mai eficient și respectiv cost eficient în corespunde cu solicitările schimbătoare și crescânde ale societății și pieței muncii, consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ superior. La prima etapă de consolidare a rețelei de instituții de învățământ superior se propune reorganizarea prin fuziune a Universității de Stat din Moldova, persoană juridică absorbantă cu Universitatea de Stat Dmitrie Cantemir și a Academiei de Administrare Publică, persoană juridică absorbantă cu Institutul de Relații Internaționale din Moldova.
Ambele instituții ce urmează a fi fuzionate au programe de studii superioare de licență, master, doctorat, similare cu ale Universității de Stat din Moldova și ale Academiei de Administrare Publică. Proiectul presupune transferul tuturor studenților de la cele două universități absolvite numai târziu de 25 august, eliberarea reangajării din funcție personalului din universitățile reorganizate, cheltuielile țin de personal în legătură cu reorganizarea instituțiilor publice de învățământ superior vor fi asigurate din contul surselor financiare ale persoanelor juridice absorbite, activitatea comisiilor de transmitere a bunurilor. Aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern va contribui la raționalizarea mijloacelor financiare prin redistribuirea acestora spre programe de formare profesională orientate spre performanțe și nu pe întreținerea unor infrastructuri costisitoare sau plăți de arendă pentru pregătirea unei forțe de muncă calificată. Absorbția celor două universități de către instituțiile de învățământ superior menționate va avea un impact economic și fiscal mai mare, redirecționând sursele financiare acumulate spre îmbunătățirea calității programelor de studii superioare, spre creșterea profesională a cadrelor universitare și îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, în special dotarea cu echipamente IT. Proiectul se încadrează în limita bugetului aprobat. Rog susține acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această inițiativă, pentru pregătirea acestui proiect. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări referitor la acest proiect. Ne dorim îmbunătățirea calității studiilor universitare și eficientizarea utilizării, bineînțeles, a finanțelor publice. În acest context se propune fuziunea Universității de Stat Dmitrie Cantemir cu Universitatea de Stat de Moldova și respectiva Universității Relații Internaționale cu Academia de Administrare Publică, cu specificațiile menționate de domnul ministru. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru, vă rog să asigurați implementarea rapidă a acestui proiect, astfel încât toți studenții de la aceste universități să poată relua procesul de studii în universitățile menționate, absorbante, deci conform graficului de studii respectiv. Subiectul numărul 41, domnul ministru Serghei Railean, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul hotărârii guvernului este elaborat în scopul compensării valorii locuinților sinistraților din blocul locativ avariat din strada Constantin Negruț numărul 1, orașul Lipcani, raionul Briceni. În anul 2009, clădirea a fost examinată de către experți tehnici atestați, care au emis avizul tehnic, conform căruia blocul locativ prenotat este declarat în stare avariată și urmează a fi demolat. La momentul actual, starea tehnică a construcției rămâne nesatisfăcătoare și prezintă pericol de prăbușire. Proiectul prevede alocarea din fondul de intervenție al guvernului a sumei de 4.327.000 lei, din care 1.645.000 lei pentru demolarea clădirii avariate, 2.222.000 lei pentru despăgubirea valorii locuinților sinistraților din blocul locativ avariat și 460.000 lei pentru procurarea locuinților sociale pentru locatari apartamentelor neprivatizate din cadrul blocului locativ. Pentru alocarea mijloacelor financiare stipulate în proiectul actului normativ, a fost prezentat raportul de evaluare a proprietății imobiliare din blocul locativ avariat, elaborat de către Agenția Servicii Publice și aprobat de către Comisia de Evaluare, instituită prin decizia Consiliului Orășănesc Lipcani, numărul 6, din 24 ianuarie 2020. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări, noi am luat decizia de alocare a acestor mijloace financiare în cadrul ședinței Comisiei situații excepționale, considerând pericolul pe care îl prezintă acest bloc pentru atât locatari cât și cetățenii Republicii Moldova, în special locuitorii acestei localități.
Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc că noi astăzi am desfășurat ședința Comisiei Situații Excepționale dimineață, în care am aprobat alocarea mijloacelor financiare în baza altor solicitări, din, în special din partea localităților care au suferit de acele precipitații abundente pe parcursul lunii iunie și o parte în luna iulie. Deci rog Ministerul Finanțelor tot rapid să pregătim proiectul de hotărâri pentru alocarea acestor bani în baza hotărârii Comisiei Situații Excepționale. Iar dacă vorbim despre blocuri cu pericol de prăbușire, vă rog, referitor la blocul din Otaci, acel prenumit, din păcate, bloc, tot este necesar rapid să ne mișcăm cu alocarea mijloacelor financiare pentru demolarea acestei construcții care prezintă pericol pentru oameni. Următorul subiect, numărul 42, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Estimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Într-o executare prevederilor articolului 6 din legea numărul 69 din 2020, cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică, se propune alocarea sumei de 8.912.000 lei din Fondul de Intervenție a Guvernului pentru acordare indemnizațiilor unice în sumă de 16.000 lei pentru 557 de persoane din categoria personalului medical din instituții bugetare și instituții medico-sanitare publice care s-au infectat cu maladia COVID-19. Reieșind din importanța și actualitatea acestei chestiuni la ordine de zi, deci vă rog susținerea acestui proiect pentru ca să putem finanța aceste indemnizații. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, în contextul inițiativii și a prevederii legale de acordare a cele indemnizații pentru angajații din sectorul public, în special sistemul medical, cea indemnizație de 16.000 de lei în cazul infectării cu COVID-19, Ministerul Finanțelor a pregătit acest proiect în baza solicitărilor autorităților, instituțiilor, respectiv se propune alocarea sumei date pentru angajații din sistemul medical de data aceasta, peste 500 de persoane. Vă rog, dacă sunt întrebări, să vă expuneți, dacă nu, să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Pentru a mă asigura încă o dată, nu am văzut bine în privința proiectului precedent cu privire la Lipcani, încă o dată vă rog să susținem proiectul prezentat de domnul Raelean. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, acestea au fost subiectele incluse pe ordine de zi a ședinței de astăzi, subiecte importante. Mulțumesc tuturor pentru discuții și pentru aprobarea acestor proiecte. Înainte de a finaliza ședința, vreau să mai discutăm un subiect care ține în continuare de calitatea construcției drumurilor. Cunoașteți că actualmente suntem în plină campanie de reparație construcția drumurilor. Iată, în ultima perioadă am avut câteva semnale despre calitatea nesatisfăcătoare a lucrărilor date și mă refer aici în primul rând în partea de sud. Chiar am avut acest semnal de la doamna Bașcan Irina Vlah. Vorbim de drumul Bauruci-Congaz și mai nou am văzut și am primit și informații referitor la drumul de la Fiera Pontevka. Eu am rugat colegii să se documenteze cu situația dată și vă rog, domnul ministru Raelean, doamna Bașcan, care este informația de ultimă oră referitor la remedierea acelor probleme pe care dumneavoastră le-ați semnalat și eu știu că le-ați semnalat având argumente grele și importante în acest punct de vedere. Vă rog, domnul ministru, doamna Vlah. Stimate,
Stimați domnul prim-ministru, stimați colegi, în urma ședințelor care am avut și cu autoritatea, dar și am implicat aici și agenția de supraveghere tehnică, au fost și antrenați și angajați mai mulți ingineri tehnici care vor veni cu inspecție asupra acestor drumuri. La fel, cum și menționat la ședință, nu se vor plăti nimic acestor companii până când nu se vor remedia, nu se vor repara toate drumurile conform specificațiilor tehnice, conform planului și proiectelor și contractelor semnate de către aceste întreprinderi. Mulțumesc, domnul ministru. Vă rog, doamna Bașcan, care este situația pe teritoriu, pe loc acolo? Știu că dumneavoastră monitorizați foarte atent și vă mulțumesc pentru asta. Bună seara, domnule prim-ministru. Хочу сказать, в первую очередь, большое спасибо за то, что вы отреагировали и на первое наше обращение, и на второе наше обращение. Наверное, это должно быть для нас хорошей практикой, но для тех компаний, которые выигрывают тендера, это должно быть уже, наверное, плохой практикой, потому что несерьезное отношение к ремонту дорог, к строительству дорог провоцирует вот такие ситуации. Хочу сказать, что руководство Государственной администрации дорог на следующий же день прибыла к нам с ревизией, проинспектировала данный участок работы. На этом этапе взяты анализы. Мы ждем результатов анализов. Нас заверили в том, что со всей строгостью будет исследован данный случай, и компания-подрядчик будет переделывать все те нарушения, которые были выявлены. Я не знаю, может быть, имеет смысл господину министру собрать все эти компании, которые занимаются сегодня ремонтом и строительством дорог на территории страны, на примерах дороги Кангас-Баурчи, например, дороги Ферропонтиевки, показать, что в перспективе, если будут ремонтироваться таким некачественным образом дороги, никто ничего не получит, и выводить, наверное, эти дискуссии на другой уровень и доводить до конца обязательно тот факт контроля, и обязательно не выплачивать тем подрядчикам, которые некачественно проводят работы. Но в любом случае реакция была моментальная. На следующий же день у нас была комиссия. Мы ждем результатов. Я вас дополнительно проинформирую. Vă mulțumesc. Încă o dată rog Ministerul Economiei, Administrația de Stat a Drumurilor să monitorizeze calitatea reparației construcției drumurilor. Vreau să vă spun că marea majoritatea cazurilor calitatea este bună. Noi întreprindem mai multe vizite în teritoriu, am văzut și la Iloveni, am văzut și la Nord, am văzut și în alte raioane că companiile care au câștigat aceste concursuri efectuează lucrări calitative, dar avem din păcate și excepții de acest gen. Deci vă rog maximă atenție, încă o dată apel către colegii noștri din autoritățile publice locale, primare în primul rând, atunci când apare vreo problemă sau dacă constatați fapte de executare necalitativă acestor lucrări, să semnalați, noi imediat vom reacționa. Domnul ministru Railean, vă rog, verificați sectorul de drum Tocuz-Ucrainca din raionul Căușeni, avem semnal și de acolo că este necalitativ lucru efectuat. Stimați colegi, acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru ședința de astăzi, vă doresc succes, sănătate tuturor, mâine este zi de lucru oficială, vă rog, seară bună!